Comisia 26 din 2020 s-a convocat Consiliul Local în ședință ordinară, având în vedere că se împlinesc condițiile, prezența este 100%, declar ședința deschisă. Înainte de a da cuvântul domnului primar pentru citirea ordinanței, vă supun preaprobare procesul verbal de data de 26 octombrie cu material referent. Cine este pentru? Abține, împotrivă, mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar, vederea citirii ordinanței. Proiectul de ordine. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Parincea, aprobarea listei de investiții actualizată, PAP, actualizat pentru anul 2023. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în inventarul domeniului privat al Comunei Parincea, județul Bacău, autorizat de vitanșă, 5 tone, Monox, model R50 GST, achiziționat în cadrul proiectului îmbunătățesc serviciul locale de bază prin achiziții de utilaje în Comuna Parincea de Bacău, realizat în măsura M76B, PNDR 2024-2020, program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FIADR. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului modernizare drumuri publice din Comuna Parincea de Bacău. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate a primarului Comunei Parincea, județul Bacău și serviciul de interes public din subordinea Consiliului Local aprobarea ROF al aparatului de specialitate. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Parincea pentru ședința adunării generale acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din data din 11-12-2023. Punctul numărul 6, proiect implementat pe ordinea zi, aprobarea studiului de fezabilitate actualizat, indicatorul tehnico-economic actualizat pentru obiectivul investiției destinate producerii de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul UAT, Comuna Parincea, județul Bacău, program cheie numărul 1, surse regenerabile de energie și stocarea energiei din fondul pentru modernizare aprobat prin ordinul Ministrului Energiei numărul 1431 din data din 1 noiembrie 2023. Punctul numărul 7, diverse. Supunem la vot ordinea cine este pentru. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Parincea, aprobarea listei de investiții actualizată și APA, actualizat pe anul 2023. Dăm cuvântul domnului director. Bună ziua! La acest proiect, punctul ordinei de zi, avem rectificarea aia bugetului local, actualizarea listei de investiții și planul anual de achiziții publice pentru anul 2023. Rectificarea afectează următoarele capitole de venituri și de cheltuieli. Sume de tratate în TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orașelor, comunilor și municipiilor, pentru finanțarea buzelor de nivelul de învățământul de masă, cu suma de 188.000 lei în minus, suma care este corespondentă la cheltuieli cu capitolul pentru burse. Adică această sumă este transferată la la statul școlar, care va efectua plățile începând cu luna octombrie. Următorul capitol de venit de la cheltuială este subvenții pentru aportarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și asprimentul cu energie alocată pentru consumul de combustibil, solid sau petrolier, cu suma de 700.000 plus, corespondența bază de cheltuieli cu capitolul care sociale numerat. Și avem un capitol de subvenții de la AFM pentru obiectivul modernizarea schemului din alt public, avem o casare mai mare decât estimată cu 1.43.000, care este corespondența la cheltuiel cu capitolul de plin de capital. Astea sunt capitolele afectate de investiții, de rectificarea de astăzi, pe care o să punem de toate și acolo la dumneavoastră. Da, ce înseamnă că e la cuvânt, dă ceva de comentat, materialele la studia de ieri, vă susținem de acolo.
Comisia numărul 1. Aviz favorabil. 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Supunem la vot. Punctul numărul 1. Pentru. Potriva. Abține. Mulțumesc. Unanimitate. S-a aprobat. Dacă vă dau primul, punctul numărul 2. Punctul numărul 2. Proiectul privind aprobarea includerii în inventarul domeniului privat al Comunei Pavicea, județul Bacău, a utilajului Vitan și 5 tone, monoxă model R50GST, achiziționat în cadrul proiectului îmbunătățirii serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în Comuna Pavicea, județul Bacău, realizat prin măsura M76B, PNDR, 2014-2020, program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FADR. Dăm cuvântul domnului Bucariu. Sau domnul Bucariu. Bună ziua! După cum știm, orice obiect de investiții finalizat sau obiect de inventar care a fost achiziționat pentru unitatea administrativ teritorială trebuie să facă parte din domeniul public sau din domeniul privat al Comunei Pavicea. Această vidanjă se încadrează în obiecte de inventar și va face parte din domeniul privat al Comunei Pavicea. Urmând a se actualiza inventarul domeniului privat al Comunei Pavicea cu acest obiect. După cum ați văzut, s-a încheiat procesul verbal de recepție și de a furnizării acestei vidanje. Drept pentru care trebuie să aprobați prin hotărârea de Consiliul Local trecerea în domeniul privat al Comunei Pavicea acestei vidanje. Dacă sunt întrebări, vă rog să mi le adresați. Da, să nu era, că, practic, nu știu cum s-a achiziționat etanșarea, că nu înțeleg de ce noi trebuie să achiziționăm numai de afară, cum să zic, și pe românești șmelțuri din altă parte. Nu era România? Problema, nu este România etanșă? Nu, nu v-ați legat. Aici este un problemă de întâlnire. Etanșa este pe fond de obiectiv. Nu pot să le iei de oriunde și lor cont. Aici sunt documente care trebuie să depui. Nu te duci și scopi numai să iei gândim și gata, am luat-o și la revedere. Nu, aici sunt alte condiții de... Păi, dacă trebuie cineva care trebuie să... Dacă treci printr-o firmă, nu credeți că ăștia au luat comision? Păi, dar nu până și comision, dar asta e proba din... Deci nu am ieșit din cadrul legal. Deci, contractul nu este făcut numai de mine, sigur, a făcut o persoană. Contractul ăsta e semnat de o grămadă de oameni din primărie asta. Da? Unde sunt lucruri? Eu să caut vitanșă. Eu ca primar, dar nu știu, nici nu am voie. Deci nici nu am voie ca să fac așa ceva. Da, deci să te pun oferte, să vin o firmă care îți pricepe și îți aduce tot ce acasă, mă duc să o porti, nu? Deci banii sunt pe fonduri europene. Nu, deci nu, eu nu consider că s-a făcut voie legalitate ceva. Adică eu am considerat că... Da. De ce să luăm noi un șmelț din Germania sau din... Dar nu știu, dar nu șmelț. Vitașul nou. Sunt România, nu? Deci, vitașul nou. Vitașul nou. Vitașul nou. Vitașul nou. Vitașul nou. 20.000 de euro, domnul primar, îți bani, domnul primar. Îți 20.000 de euro, domnul primar. Da, nu. 100.000 de euro. Ce să... Adică nu este firmă, asta am întrebat eu. Nu este firmă în România care face vitașul? O fi, dar vin ei ca să-ți facă ție toate hârtirile și toate documentele și tot ce trebuie. Deci, deci nu, nu le facem. Deci noi avem aici, ești obligat să ai consultant, ești obligat ca să ai, să faci o firmă autorizată. Nu așa, tu duci, nu, cine vine? Cine te bagă în seama la fabrică? Și de-asta, nu? Dacă l-am luat, e nouă măuți, l-am luat de mare, de demanul fabrică de-asta? Nu, dar ei sunt distribuitorii lui aia. Da, așa aici, așa asta, se ocupă cu distribuții, nu? Sunt multe fabrică, au distribuitorii lor, nu? Nu îți dă ei direct din fabrică. De la pisecarul ăsta am văzut, mai aveți achiziționat și patrăză da. Bine, nu? Deci da. Un, o firmă s-a ocupat. Agreat. S-a ocupat. Nu, deci... Consider că nu s-a greșit până unde. Consider că s-a greșit că îi dai 20.000 de euro la o firmă care așa, pune, așa, pune la bacul ea. Degeaba nu s-o dă nimeni. Da, dar degeaba nu nimeni, dar dacă era în România, zis-o eu din Germania, sau când i-a dus, da. Și dacă sunt bani europeni, dar
Tot ai noștri, să știi. Tot ai noștri, da, dar ca să poți să-i obții, să trebuie o grămadă de hârtii, să trebuie o grămadă, dar nu mai avem noi timp ca să mă făcut de așa ceva. Adică ați zis că parcursul documentelor ar fi fost mai dificil, mai greu dacă ai achiziționat de la fabrică un produs? Dar nu înțelegeți că fabrica au drumul de ei direct. Ei au și distribuitori, au și problemele lor. Nu știu de bagă în sală. Sunt la fabrică, nu știu de bagă în sală, vedea așa. Îți dă imediat număr, telefon, sună și vorbește. Da, dar măcar era românească. Rămânea bani în țară. Munceau, sunt muncitori, aveau să zic. Știți cum e? Ia de la țăran, nu de la ucrainean. La noi tot se ia de la Ucraina și nu ia cereale noastre de undeva. Așa și așa. Știu, știu, dar știu, nu? Ce pot să fac? Adică dacă puteți să luați ceva de la noi, e mai bine decât să-l aduce afară, nu știu. Așa se eu. Tot în ședință de Consiliul Local s-au aprobat anumite caracteristici pe care trebuie să le conțină această vidanjă. În urma unui studiu de piață, s-a pus în spate, la hotărârea din Consiliul Local, mai multe oferte de preț. Iar noi am ales, dumneavoastră ați ales, oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Care... Nu ne-am ales noi, și noi n-am niciun preț. Și n-am spus cu atunci de-a fost. De atunci era. Și dacă eram răspundul, de azi nu ne-am ales. Deci, hotărârea este aprobată, hotărârea din Consiliul Local, cu caracteristicile respective. Și caracteristicile respective s-au pliat pe această vidanjă care a fost și achiziționată. Ieri am făcut cu iadus de afară. Vedeți, m-am văzut cu faptul. Da, mai atât. Cineva? Supunem la vot. Comisia 1. Am zis favorabil. 2. Iată. 3. Am zis favorabil. Fără la vot. Pentru? Am bătut la ție. Nu, nu, nu. S-a aprobat. S-a abținut cineva? Sau este neatrimă? Da? Da. Deci abținere sau nu? Da, abținere. Abținere e randamoc, da? Da, abținere. Și votezi? Da, nu, nici eu. Nu, nu-i vot. Două abținere, da? Da, deci din 13, 11 voturi pentru s-a aprobat, da? Domnul Bădăuzunat, pentru punctul numărul 3. Punctul numărul 3, proiectul hotărâri privind aprobarea implementării proiectului modernizare de fonduri publice, încă una parintea, de subacău. Dăm cuvântul doamnei primarii. După cum știți, s-a deschis prin AFIR o linie de finanțare pentru modernizare drumuri de interes local. În acest sens, Comuna Parintea a depus demersurile pentru întocmirea documentației necesare în vederea accesării acestor fonduri. Astfel, venim în fața dumneavoastră cu acest proiect de hotărâre prin care solicităm aprobarea implementării proiectului de modernizare drumuri publice în Comuna Parintea, județul Bacău. După cum am văzut, am pus la dispoziția dumneavoastră acest document din care rezultă că străzile care vor fi supuse aceste investiții sunt strada Unirii, 580 de metri, strada Tablei, 180 de metri, strada Florilor, 130 de metri, strada Iazului, 945 de metri, strada Eroilor, 170 de metri, strada Mioriței, 525 de metri, strada Nucilor, 330 de metri, strada Stejarului, 150 de metri, strada Cățelușa, 550 de metri și strada Salcâmilor, 234 de metri. Toate aceste străzi sunt în satul Parincea, Comuna Parincea, județul Bacău și s-a avut în vedere faptul că în acest sat există deja implementate obiectivele de alimentare cu apă și canalizare. Dacă aveți investiții, vă întrebări, domnule. Cuvântul doamna. Cum înseamnă modernizarea? Asfaltare. Asfaltare. S-au mai aprobat și proiecte.
exact echivalent alea ce sunt în el? Sunt aprobate sau au trecut deja, sunt terminat cu ele? Deci, eu nu le-am pus pe alea, pentru că nu îmi dă voie. Pentru că întâi trebuie să faci alimentare după apă și canalizare, după aia îți aprobă asfaltarea. Și aveți apă și canal aici unde e? Aici la fabrică, da. Și deci, finalizat apa și canalul? Finalizat în proporție de 90 ceva la sută. Da? Deci mai dacă nu-i finalizat 100%, deci cum știți mai este, după cum v-am spus după doamna, este vorba de curent electric. La stația de depurare s-a finalizat, s-a tras curentul, avem curent, se poate face recepția finală pentru stația, pentru canalizare și stația de depurare. Pentru alimentare cu apă, mai ne întâlnim cu aceeași problemă, nu ne poate lega până ce nu schimb transformatorul din centru, pentru că nu duce stația, deci stația de apă nu are la curent suficient ca să poată să pună în funcțiune. Și nici nu le leagă, pentru că am vorbit la Ion, a trimis adresă, este proiect făcut tot, așteptăm să vină să-l schimbe. În momentul când îl schimbă, mi-a făcut și acolo recepția și după recepție finală începem să facem legături la cetățeni. Deci trebuie să așteptați întâi recepția și la apă, ca să începeți. Nu, canalizarea nu. Și la canalizarea de ce nu a început? Păi trebuie să face recepția. A, nu s-a făcut recepția, nici la canalizare. Nu. Acum, văd două zile, mi s-a pus contorul pentru... Și acolo a fost aceeași problemă. Da. Întâi au schimbat transformatorul pe tot satul Vărem, ca să poată să nu fie probleme, și acum s-a finalizat. Mai avem aici la Parice, transformatorul din centru trebuie schimbat să pună unul de putere mai mare. După aia nu făcut legătura, nici nu contorul și suntem unde și aici. Da, străzile astea care le-ați numerat acolo, cred că întâi așteptăm ca să-l faci în legături. Dar pentru că durează și ăsta, deci, nici nu a depus pentru... Da. Deci, acum se depune pentru finanțare. Da, dar trebuie să depunem. Nu poți să stai așa, toată lumea depune, trebuie să ai și tu. Deci, noi suntem la zi, avem proiect, avem tot ce trebuie. Mulțumesc. Unde, domnule? Tot vorbim de drumuri. Anul trecut, doamna Sorina spunea că durează cam 6 luni, pentru mai mult. Intră proiectul pe drumul ăsta de la Farmacia Betim către cartierul nou. S-o mai întâmplat cu ceva? Trebuia definit drumul să se poate trece pe iluminatul public. Trebuia înființat drumul. Da. Este înființat, s-a făcut intabularea drumului și s-au demarat lucrările pentru proiectarea de extindere iluminatului. Am înțeles. Deci acolo și acolo, deci ne-a ținut foarte mult lucru, avem o persoană care și-a intabulat terenul în drumul nostru, trebuie să vină cu drumul. Și nu vrea ca să tragă lucrarea. Nu vrea. O trebuie să venim cu jumătate de drum, să ducem și să mergem așa ca să putem să dăm drumul la lucrare mai departe. Și ați făcut drumul așa? Nu știu, ca să puteți merge mai departe, da. Poate până la urmă să revenim și să tragem lucrarea ca să putem să mergem drept. Sunt fel de fel de oameni, mai înțeleg. Spune că lor e bine și nu e bine. Da. Da. Ai cineva de... Mai spui ceva? Nu mai spui, nu? Supunem la vot Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2 sau 3. Aviz favorabil. Da, mulțumim. Supunem la vot. Felicit pentru. Unanimitate pentru aprobarea proiectului de hotărâre numărul 3. Dăm numărul primar pentru citirea. Punctul numărul 4, primul hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții are aparatul de specialitate al primarului Comunei Parcea de Bacău și serviciul de interes public din subordinea Consiliului Local, aprobarea ROF și aparatul de specialitate. Dăm cuvântul doamnei secretar. Da, aici să vă fac prezentarea. Așa cum am specificat și ieri ca comisiilor de specialitate, prin aprobarea legii 296/2023, instituția Prefectului Județului Bacău ne-a făcut cunoscut să punem în aplicare prevederile acestei legi, în sensul că aparatul de specialitate al primarului, care în aprilie 2023, tot ca urmare a informării pentru numărul total de posturi
labratul de specialitate ne este comunicat anual de către instituția prefectului printr-un calcul specific la ordonanța de urgență 63/2010. Numărul maxim de posturi al aparatului de specialitate, incluzând funcțiile de demnitate publică, primar, viceprimar și secretar, era atunci 26, iar în această lege 296 trebuie redus cu 10% aparatul de specialitate, deci 26 minus 10%, 2,6 se consideră 3 posturi. Am procedat la reorganizarea aparatului de specialitate. Astfel, conform anexei, statul de funcții va fi din 23 de posturi, exclusiv posturile aprobate prin legi speciale, respectiv serviciul voluntar pentru situații de urgență, care, după cum știți, l-am aprobat anul trecut, ultima oară, când am luat și avizele, este un serviciu în subordinea Consiliului Local, deci nu este aparat de specialitate. Mai avem compartimentul de asistență medicală comunitară cu două posturi, mediator sanitar și asistent medical comunitar, personal contractual, care la fel este în afara organigramei, se exceptează de la acest număr total de posturi. Mai avem de asemenea aproximativ 30 de asistenți personali ai persoanelor cu handicap gradul 1, care de asemenea sunt funcții contractuale aprobate prin legi specifice și nu fac parte din acest maxim. Și de asemenea, poliția locală, care știți că am aprobat înființare, este în afară organigramei, are regulament de organizare și funcționare, este prevăzută cu 3 posturi, toate că noi aprobarea o avem cu 4, deci am putea merge, v-am mai spus lucrul ăsta, cu 4, dar noi în organigramă avem 3 posturi de polițist local, funcționari publici, 2 sunt cu studii medii cu diplomă de bacalaureat, cu unul cu studii superioare. O paranteză aici, să știți că iarăși, acum în perioada asta, suntem în procedură publică de organizare concurs pentru unul dintre posturi, sunt restricții și la organizarea concursurilor, un post de polițist local cu studii medic cu diplomă de bacalaureat care se desfășoară în luna decembrie, am un superiu chiar joi. Este publicat atât pe site, cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. În cadrul aparatului de specialitate avem 11 funcții de funcționari publici, unde intră și secretarul general. Din aceste 11 puncte sunt ocupate, 7 sunt cu studii superioare, 3 cu studii medii, cu diplomă de bacalaureat. De altfel, funcția publică este condiție obligatorie la cel mai mic grad să fie măcar diplomă de bacalaureat. Personal contractual avem 10. Dintre care 3 sunt în aparatul de specialitate cu atribuții în cadrul compartimentelor ca birouri, respectiv casierul, magazinerul și referentul la activități culturale, arhivă și bibliotecă publică. Și mai avem 10 posturi de, în cadrul compartimentului de servicii, de muncitori, șoferi, așa cum le-ați aferent acestei structuri, este regulamentul de organizare și funcționare care este în detaliu repartizat pe compartimente și pe funcții. Acum, dacă aveți întrebări. Da. Cine se scrie? Domnul? Și acum o întrebare. În total, câți angajați ai primul? În total, deci tot ce este, așa, am vorbat de spune domnul Grecu, eu vă pot spune aparatul de specialitate și ceea ce am spus. La serviciu. Dar așa, dacă îi luați și pe da, ăștia aparatul. Trecem de 50. Trecem de 50, pentru că știu că spuneam discuții și soare. Așa, dacă ești asistenții maternali. Nu, dar nu. Nu, asistenții maternali sau personali. Tot vă asistenți personali. Tot asistenții primăria, pot ești asistenții maternali. Asistenții personale, personali, handicap. Gradul 1, care au. Nu, dar el zice că are funcție. Deci asta ajunge de 50.
Acum putem să o luăm așa, nu? Deci, dacă excludem asistenții personale și persoanelor cu handicap, deci avem aparatul de specialitate 23, SDSU 2, deci șeful SDSU și conductorul rută specială, asistență medicală comunitară 2, da? Și polițiștii locali 3. Deci 25, 27, 30. 30. Acum angajați. Polițiști locali nu avem. Nu avem. Aș mai, am uitat să mă mai precizez. Mai avem, deci din toate posturile astea, deci suntem, ajungem la 31, este asistentul social profesionist, care este în structură, de asemenea nu face parte din acest număr maxim de posturi pentru că este pe domeniul asistență socială și doar acesta este vacant. Deci posturi vacante sunt polițiști locali, pentru unul avem procedură și sperăm că o să ocupe în decembrie când ne dorim mai mult timp și mai este asistentul social profesionist, care, de asemenea, îl putem scoate la concurs oricând. Am făcut procedura de vreo două ori, am avut pe cineva asistent social profesionist, după cum știți, a plecat. Postul este vacant acum. Deci 31 suntem și mai sunt aproximativ 30 asistenți personale ai persoanelor cu handicap, care aici variază. Păi în afară de polițiștii locali și de asistență, deci sunt 27. Scădem polițiștii 3 și asistentul social la profesionistul 1, da? Ce asta este structura? Mai cineva? Întrebați? Nu funcționează. Funcționar public, v-am zis, sunt 11. 11 funcționari publici, conform structurii și sunt în evidența Agenției Naționale. 10. 2 sunt funcții de demnitate publică, primarul și viceprimarul. Și 10 sunt contractuali, din care 3 sunt persoane care lucrează în cadrul biroului și ceilalți sunt băieții de la deservire și... Da. Da. Mulțumesc, dacă sunt întrebări. Da. Supunem la vot comisia numărul 1, 2, comisia numărul 3, supunem la vot comisia. Pentru, împotrivă, la tine, numărătate s-a aprobat proiectul de plânul la după. Pentru expunerea proiectului numărul 5. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Palincea pentru ședința adunării generale de acționarilor a SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din data de 11-12-2023. Dăm cuvântul domnului Grete. Fiind adreta numărul 5-1924 din 9 noiembrie 2023, Compania Regională de Apă Bacău S.A. ne transmite convocarea privind ședința de adunare generală a acționarilor din data de 11 decembrie la 3 februarie. După cum știți, pentru a participa la votul a acționarilor, ne se solicită stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al fiecărui UAT. Dacă aveți ceva, începem de la deja. Asta este procedura, de formalitate. Da. Ia faptul un alt. Întrebări nu sunt. Comisia numărul 1, Comisia numărul 2, Comisia numărul 3, cine este pentru? Abține, împotrivă, nu l-am dat. S-a aprobat proiectul numărul 5. Punctul numărul 6, care vine suplimentar pe ordinea de zi, proiect de hotărâre de privire. Aprobarea studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul investiție destinată producerii de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la o comunitate la nivelul UAT, Comuna Palincea, județul Bacău, program cheie 1. Surse de generare de energie și stocarea energiei din fondul pentru modernizare, aprobat prin ordinul Ministrului Energiei numărul 1431 din data din 1 noiembrie 2023. Dăm cuvântul la recuperare. După cum știți, în 14 noiembrie anul curent, Consiliul Local al Comunei Palincea a aprobat participarea Comunei Palincea la
fondul de modernizare prin Ministerul Energiei cu această investiție destinată producției de energie din sursele regenerabile pentru consum propriu. Linia de finanțare se va deschide pe 6 decembrie 2023. În acest timp s-a aprobat hotărârea Guvernului 1116, care modifică hotărârea Guvernului 907 privind întocmirea devizelor generale pentru obiectivele de investiții. În acest context, au trebuit adăugate niște cheltuieli, respectiv coordonator în materie de sănătate și securitate în muncă, cheltuieli aferente marjei de buget 25%, cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de preț. Aceste cheltuieli au fost introduse în devizul aprobat ulterior. Inițial, devizul general a fost de 1.856.436,31 lei fără TVA. Iar acum, cu aceste ajustări, cheltuielile vor fi de 2.344.699,67 de lei fără TVA. Avem în vedere actualizarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, astfel încât totalul general actualizat va fi de 2.786.872,65 inclusiv TVA, total eligibil 2.212.086,75 lei, neeligibil 574.785,90 și valoare grant, conform ghidului de finanțare, 1.484.918,08 lei. Dacă aveți întrebări, vă rog să le adresați. Practic, la bugetul local, cât să luăm? 574.000 de lei din valoare grant. Am înțeles. Au crescut și cota de participare. Și cota de participare. Da. Cine vrea să mai întrebi ceva? Și suntem, dar n-am văzut materialul ei. Să conform ordonanței 90, aveți voi, da? Aduceți investiții acum? Da, este cerere de finanțare. Nu face, conform ordonanței 90, nu avem voie să facem achiziții. Contractări de consultanță, contractări de proiectare. Deci noi acum vrem doar să depunem o cerere de finanțare pentru acest proiect. Practic, a fost aprobat mai mult. În 14 noiembrie a fost aprobat, în ședința anterioară. S-a aprobat suplimentarea cu costurile pe care au trebuit. Cu costurile sunt mai mari. Da, da. Așa mă gândesc. Asta e. Da. Supunem la vot. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Cine este pentru? Abține. Domnul Bărbărat, te abții? Nu, m-am văzut. N-am văzut, doamna. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, asta este aprobat. Punctul numărul 6 diverse. Dacă cineva a diverse, vrea să... Doamna, domnul, aveți cuvântul. Parcă să mai diverse. Vreau vrea să întreb domnul vice, dacă la Bălența, cu Bălenii, cum ai ajuns în ultimul timp cu echipa misterioasă care a venit la noi. În legătură? Ucii? Ucii? Păi, nasul care e? Și care e activitatea noastră zilnică? Gospodării comunale. Corect. Și ca și gospodării comunale, probabil în toate sale. Da. Bun. Ați ajuns prin Vărie? În ultimul timp? Nu. Sigur. În fiecare joi, cel puțin săptămâna trei. Sunt drumuri, dar nu mai spun. Știu, am, sunt și pe acolo consilier. Acum, nu știu, dacă eu le-am explicat cum are lucrul în acolo, să fac aparatul sau cel puțin ca și consiliere. Sunt majoritari de alții, noi nu avem ce face, suntem minoritari, așa că nu se pune majorității, așa, cu educație maximă. Dar sunt drumuri care sunt gropi. Mai iau și oamenii câte o mașină, mai iau câte o mașină. Da. Dar unde sunt probleme, doamne? Da, cred că sunt pe strada, uliță, că nu se cheamă alea străzi, spus ele străzi, strada, nici nu știu cum s-o fi chemând, undeva de la... Spuneți-mi... La Șipotic? Aia odată. Odată la Șipotic, chiar la intrare. E o groapă frumoasă. Chiar la intrare. Dar mai e cealaltă, înaintea, de la, înaintea străzii la Șipotic. Cealaltă da. Stradă tot la fel. Când mergeți sus pe acolo, iar la fel. S-au făcut niște drumuri. Deci, probabil... Știu că primăvară s-au băgat în Vărie, toate străzile s-au pus piatră. Da.
Nici o problemă. Dar cineva venea și ne solicita, mergea și prea. De exemplu, Ștefan Abraham, a spus că se la el acolo. I-am trimis mașina, că avem piatra, avem în curte, trimite-mi, mă ajutăm toată lumea, nu spune problema. Puneți doar așa, favorabil. Așa. Nu, doamnă. Cine o cerut la pot să am pus, nu-i favorabil. Când începem, noi începem dintr-un capăt satul și terminăm în celălalt, ca să nu să spune că facem favorabil. Da. Peste tot s-au pus. Piatra avem, putem să cărăm oricum. Am înțeles. Și mai era cu pom, am văzut pomul de iarnă, nu? Da. S-a alocat o sumă la pomul ăsta de iarnă. Iar la fel, am început cu faceți niște, eu știu, diferențe între cei care au votat anumiți, eu știu, candidați la momentul ăla și probabil că e pentru toată comuna. Deci, deci unul împart niciun pachet, se formează comisii de gen angajați în primărie, două, trei echipe, se duce... Deci se dă, se dă, nu, se dă la toată lumea, la fiecare poartă, da? Deci am stabilit, am avut un, un stabilit. Dacă sunt numai doi în casă, dăm un pachet, dacă sunt trei, patru, dăm două sau dăm trei, da? Deci nu, eu consider că cine nu a primit, putea să spună, doamne, eu n-am primit. Au fost și care nu au primit, n-au fost acasă. Da? Da? Deci am trimis ulterior mașina și l-au dus la fiecare. Poate s-au omis vă unul sau doi. Nu puteți să spune că nu. Dar nu că am făcut diferență. Nu, da. Nu se face diferență. Se merge din poartă în poartă și se dă la fiecare cetățean dreptul în care îi se cuvine. Da? Omul, dacă primești un pachet, semnează că a primit un pachet. Dacă primești un pachet, semnează că un pachet. Nu, nu facem diferență față de nimeni. Da. Se mai înscrie cineva? Având în vedere că se mai înscrie nimeni, declarăm ședința închisă. Mulțumim pentru participare.